Bună ziua, doamnelor și domnilor, la o ediție specială Observatorul Live cu Simona Puiu, antrenoarea noastră de campioane la gimnastică ritmică, și Roxana Goicea, mama Sabine Enache, pe care o cunoaștem deja. Bine v-am găsit. De la începutului problemelor, să zicem. Bine ați venit, mulțumim din suflet pentru prezență. Și haideți să facem puțină lumină în cazul scandalului de la CSM Ploiești, pentru că secția de gimnastică ritmică, deși la momentul de față dă 20% din lotul național de gimnaste, este umilită constant de atâta vreme. Doamna Roxana Puiu, doamna Simona Puiu, o să mă adresez dumneavoastră întâi și să vă rog să îmi spuneți cum a început totul. De când, în primul rând? Am avut parte de un lung șir de evenimente care m-au dus cu ideea că nu suntem agreate în acest club. Adică secția de gimnastică ritmică nu a avut parte de susținerea necesară activității. Cam pe la sfârșitul anului 2022, au început aceste presiuni din partea persoanelor de la structură sportivă, pe care le-ați menționat și dumneavoastră în articolul de ieri. Și, într-adevăr, nu ne-au făcut viața deloc ușoară, pentru că aveau contact direct cu tot ce însemna activitatea noastră, s-au opus și au influențat negativ. Bun, haideți să recapitulăm puțin. Despre cine este vorba? Despre doamna Lia Ilie și Patrick Scoruș, cei care erau angajați la structură sportivă și coordonau diferite secții sportive. Noi eram sub îndrumarea doamnei Ilie Scoruș. Și ce s-a întâmplat? Dânsa avea drept de a ne refuza anumite doamna referate. Doamna Lia Ilie, să ne întâmplă. Da, doamna Lia Ilie, așa cum mi s-a întâmplat cu o competiție la Budva în care trebuia să particip cu Sabina în Muntenegru, la Balcaniadă. Am făcut referat și am cerut această deplasare și m-am zbătut vreo lună de zile ca să obțin banii necesari să putem pleca. Pentru că s-a spus că nu este bugetată. În condițiile în care eu, în planul de antrenament, aveam trecute două competiții internaționale, doar că nu le-am denumit, însă erau în perioada în care se desfășura și această competiție, pentru că planul de antrenament îl facem la începutul anului, iar competițiile nu sunt încă stabilite de către Federația Internațională de Gimnastică. Nu sunt toate competițiile, ele apar pe parcurs. Și m-am zbătut cam vreo lună de zile să obțin prin referate, prin întâlniri, încercând să-i conving că este o necesitate această competiție. Cine conducea CSM Ploiești la vremea respectivă? Cine era director? Nici nu mai știu. S-au schimbat foarte mulți directori. Cred că doamna Limboșanu era, dar datoria dânsei era să ceară părerea structurii sportive și dacă ei aveau un aviz negativ, dânsa trebuia să țină cont și de părerea lor. Ulterior am reușit să-i conving, pentru că am avut argumente plauzibile și am și plecat la acea competiție, iar Sabina s-a întors cu două medalii de la Balcaniadă, la individual și la panglică. Deci secția de gimnastică ritmică nu este chiar așa de neimportantă, să spunem, cum vor unii să ne facă să credem. Doamna Roxana Goicea, ce înseamnă pregătirea Sabinei? Este destul de greu, mă. Și mai ales acum, în perioada asta, chiar o simt foarte bine. Ea a terminat și cu bursa de la Allianz Siriac, fiindcă se apropie de vârsta de 18 ani și aceste burse nu se mai dau. Suma nu era foarte mare, conta, dar e destul de greu. Wow, eu o să fiu în continuare alături de ea, însă e puțin, nu e corect deloc ce se întâmplă și nu înțeleg această răutate care nu are nicio justificare pertinentă din partea lor. Pur și simplu nu vor ei, nu vor. Bun, deci dumneavoastră aveți în momentul de față, o aveți pe Anisia Drăgan, care este componenta ansamblului la lotul național. Da.
și pe Sabina Enache, care este la individual. Da. Cele două sportive sunt legitimate la CFM Ploiești de la vârsta de 5 ani. Exclusiv. Exclusiv. Au fost antrenate de mine și de colega mea în sala clubului CFM Ploiești și nu este deloc ușor să crești o gimnastă ca să ajungă la acest nivel și să reziste până la categoria senioare și să facă și parte din lotul național. Este foarte greu și nu ne apreciază deloc munca prin toate acțiunile pe care le-au întreprins. Structura sportivă a făcut informări către direcțiune, cred că la începutul anului 2023, informări care au apărut în presă, pentru că așa am luat contact de existența acestor informări și am fost acuzată de foarte multe lucruri, total absurde și nerealiste, adică, și chiar mincinoase. Adică, ce acuzații vi s-au adus? În acea perioadă... Deci vorbim de începutul anului 2023. Da, începutul anului 2023. Sau poate chiar sfârșitul anului 2022, nici nu mai țin minte. Am fost acuzată că am o asociație, un club privat, de fapt, și că aduc concurență neloială clubului. Acea asociație pe care o avem este o asociație non-profit, în care încercăm să strângem declarația 230, donații, sponsorizări, iar toți banii au fost exclusiv către gimnastele noastre de la Clubul Sportiv Municipal, nu din asociația pe care o avem. Nu am nicio gimnastă legitimată pe această asociație. Nu am avut nici activitate pe această asociație, așa cum au încercat să spună. Ulterior, într-adevăr, după un an de zile în care eu am solicitat prin referate un antrenor la inițiere, am dat drumul la o grupă de inițiere pe această asociație. Iar din taxele pe care copiii le plătesc, evident, pentru că și noi închiriem o sală și avem cheltuieli, am plătit competițiile internaționale pe care Sabina le-a desfășurat anul acesta, pentru că clubul CSM Ploiești nu a dorit să-mi aprobe niciun referat. În valoare de vreo 25.000 de lei, 250 de milioane. Ce înseamnă să aveți nevoie, pentru că la gimnastică ritmică aveți nevoie de costume, aveți nevoie de obiecte, da, de unde? În scopul acesta am înființat asociația, pentru că este mult mai ușor să cumpăr un costum de gimnastică rapid prin asociație, prin donații, sponsorizări, decât să aștept la club. Care durează foarte mult. Eu depun un referat și apoi își urmează cursul, dar așteptăm cât vor ei. Și destul de mult. Nu sunt și alți antrenori care au asociații sportive? Vă dau, bineînțeles, există la toate secțiile asociații, okay. Și nu este nimic ilegal și toată lumea încearcă să aibă o activitate cât mai bună și să ajute sportivii din Clubul Sportiv Municipal Ploiești. Dar am fost acuzată de aceste lucruri. Deci sunt privită într-un mod negativ că am această asociație și că ajut sportivele de la CSM Ploiești. Nu am absolut niciun beneficiu financiar din această asociație. Un alt aspect. Nici nu mai știu, s-au întâmplat atât de multe. După începutul lui 2023, cu asociația, cu acuzațiile care au apărut, ce s-a întâmplat? Mi-am adus aminte. Un alt aspect, am fost criticată pentru faptul că am câștigat proiecte cu fonduri nerambursabile la Consiliul Local și la Consiliul Județean și că am adus bani tot pentru sportivele secției. Cum adică? Cine v-a criticat? Păi, doamna Lia Ilie, prin acea informare făcută către direcțiune, în care spunea că eu niciodată n-am făcut un proiect în numele clubului CSM Ploiești. Păi, nici nu am cum să fac în numele clubului, că nu, eu sunt la conducerea clubului ca să pot să realizez un proiect de genul acesta. Iar în mulți ani CSM a avut conturile blocate. Și orice sumă ar fi intrat în club se duceau pe opririle pe care le aveau, exact. Aceste proiecte au fost exclusiv pentru gimnaste.
Clubul CSM Ploiești a fost partener în aceste proiecte. Am desfășurat proiectele în nume propriu, dar am cumpărat materiale sportive, obiecte de care avem nevoie, am cumpărat echipament. Am plecat la competiții pe aceste proiecte și cu toate astea sunt văzută nu prea bine. Când a escaladat situația? Pentru că, înțeleg, a fost greu și o bună perioadă de timp v-ați a fost un lung șir de evenimente neplăcute, constant presiuni pe activitatea noastră, inclusiv într-un mod josnic, aș putea spune, pe rețele de socializare anonime, pe grupuri anonime, în care eram ridicularizată și Sabina. Da, criticați, ridicularizați și eu și colega mea și au râs de rezultatele noastre, de rezultatele sportivelor, au făcut comparații cu alte secții și așa mai departe. Lucrurile astea nu se fac. Sunt total nepotrivite, în primul rând. Nu ai cum să compari un sport cu alt sport. Fiecare sport are caracteristicile lui. Datele vorbesc de la sine, dăm 20% din lotul național. Nu, nu se vrea atât. Adică sunt atâtea cluburi. Sunt multe secții în clubul nostru care merită felicitări și apreciem munca tuturor. Dar nu se face comparație. Atâta timp cât o secția mea nu este sprijinită corespunzător, nici cu condițiile de antrenament, nici cu materiale sportive, nici cu echipament, nici cu antrenor la inițiere, pentru că la sfârșitul anului 2022 s-a renunțat la colaborarea cu antrenoarea de la inițiere și tot anul 2023 nu am avut antrenor la inițiere. Am făcut sesizări, le-am spus că avem nevoie, foarte mare nevoie de un antrenor la inițiere, pentru că gimnastele trebuie să vină din spate. Altfel, voi avea doar grupa de performanță, fetele cresc și la un moment dat se lasă. Se lasă și acum, pentru că nu fac față unui program de 3 ore jumate, 4 zilnic, 6 ore pe săptămână. Și să își dedice timp și pentru școală. Și sunt fetițe care renunță. Și eu trebuie să o iau din nou de la capăt. Și nu este ușor să ai diferite vârste în sală și să lucrezi cu ele în același timp. Și cu toate astea, abia acum, după presiunea care s-a făcut, aș putea spune, au demarat procedura de a căuta un antrenor la gimnastică ritmică. Am fost acuzată și că nu aduc variante de antrenori. Dar eu nu cunosc alți antrenori de gimnastică ritmică, în afară de colega mea, care a fost voluntar 15 ani de zile în această secție și arbitru internațional chiar. Doamna Liliana. Da, și ne-a ajutat în tot acest timp. Am format o echipă și am evoluat și am progresat împreună și ulterior, de când a venit domnul Burghelea la conducere în noiembrie, i s-a interzis intrarea în sală. De fapt, acela a fost momentul când momentul nu critic. V-ați mai descurcat. Da, momentul critic. Dacă nu am avut antrenor, arbitru la toate competițiile din anul 2023 și am acumulat amenzi de peste 5.000 de lei, de când i s-a interzis și accesul în sală, pentru că, pe motivul că nu are contract, dar nici n-au dorit vreodată să-i facă un contract de voluntariat. Adică neremunerat. Neremunerat, da. N-a fost plătită niciodată, doamna Liliana, și oricum... Și nici nu câștigă din arbitraj. Anunțul pentru antrenoarea de inițiere este făcut de fațadă, nu au de gând. Este făcută ca să aibă ei în spate, demarat. Dar ei sunt foarte lași, foarte răi. Din punctul meu de vedere, tot ce au făcut doar de fațadă, nu că se dorește sau... Vor să aibă în spate o acțiune pe care să o împingă în față, dar nu îi interesează, nu au răspuns la întrebările făcute pe postare cu cât va fi plătită o antrenoare la inițiere. Nu va veni nici în 5 ani de acum încolo o antrenoare la inițiere, pentru că nu are cum să vină cineva pe o sumă, eu consider
nu vreau să exagerez, e mizerabilă suma aceea, nu o să vină nimeni. Fiecare are nevoie să trăiască și să-și plătească ce are de plătit. Cu cât vrei să angajeze un... Nu răspuns. Nu știu. Dacă doamna Simona îi oferea... Dar mie mi-au propus anul acesta 2500 de lei brut. Brut? Brut, da. Brut, deci, da. Imaginați-vă. Nu știu cât rămâne net, nici mai contează. Există o grilă prin care... toți cei angajați cu contracte de activitate sportivă pot fi remunerați. Antrenorul poate să aibă între 2000 și 10000, nici nu mai știu exact. Eu, după 14 ani de activitate și cu rezultate frumoase, am ajuns la minimul din această grilă, fără o justificare clară, printr-o evaluare fabricată, pentru că mi-au făcut o evaluare de care am aflat ulterior, evaluarea activității secției de gimnastică ritmică, în care am satisfăcător. Acea hârtie care a fost prezentată de domnul Albu la da, comisie, pe care a încercat să o prezinte, nu, că n-a reușit să-mi dea niciun argument. N-a reușit să explice ce a făcut dumnealui acolo, pentru că n-avea habar ce face. Și nici nu avea cum să explice din moment ce le-a dat... Deci noi în cadrul clubului nu avem proceduri clare, nici pentru evaluări, nici pentru angajarea... Pentru că sunt persoane care nu au treabă cu sportul. Prin contracte de activitate sportivă, fiecare face ce vrea după bunul plac. Bun, haideți să lămurim puțin. Deci CSM Ploiești este un club sportiv. Da. Conducerea clubului, ce competențe are din acest punct de vedere? Ei, nu pentru are. Pentru că trebuie să fii cumva în... Să fi avut în spate o experiență sportivă. Da. Nu au. Directorul actual este un fost polițist. Toată lumea a vehiculat pe Facebook de activitatea pe care a avut-o dumnealui în spate. Nu are nicio experiență sportivă. Și dar ceilalți... cred că nici nu contează foarte mult dacă ești deschis și dacă vrei să fii obiectiv ești, și dacă vrei e. Să fii echitabil cu toată lumea. Dar aici este problema. Pentru că simt că nu avem parte nici de echitate, nici de obiectivitate, de absolut nimic, doar de subiectivism, pentru că așa vor anumite persoane care sunt angajate tot cu contracte de activitate sportivă și fără studii de specialitate. Și nici nu au activitate. Și au de și fapt. Maximul din barem. Ați adică pentru ei toate. S-au găsit bani pentru că au venit cu această scuză că nu au bani, că li s-a tăiat din buget și că trebuie să ne diminueze salariile. Dar nu s-a pentru tăiat unii din buget. Este s-a găsit o, fictivă. O soluție, pentru alții nu. Și alții vă spun că suntem maxim 10, cărora ni s-au diminuat salariile. Pe ce considerent? Adică, bun, a existat această evaluare care nu a putut fi explicată. Evaluare de care nu am știut, nu ni s-a adus la cunoștință, să pot veni cu argumente sau în apărarea mea. Și nici până în momentul de față nu am o justificare clară. Bun, domnul Burghele a preluat CSM Ploiești la sfârșitul lui 2023. Prin noiembrie, da. În noiembrie. A ocupat acest post în urma unui concurs? Nu, niciun director în ultima perioadă nu a ocupat acest post. Pe și au fost criterii? Cel puțin trei. Dar nu cunoaștem aceste detalii, însă noi vedem efectele care se produc în urma managementului actual. Bun, a venit dânsul la conducere. Ce s-a întâmplat? La prima întâlnire pe care am avut-o, m-a întrebat ce salariu am în cadrul clubului. Direct? Direct. Și pentru mine a fost un semnal de alarmă, pentru că și am știut ce va urma, având în vedere cu un an înainte, în anul 2023, mă rog, când ne-au încheiat contractele pentru anul 2023, doamna director de la acea vreme, doamna Băicoianu, a realizat o comisie de negociere, așa cum era normal să se întâmple și anul acesta, pentru că această comisie de negociere este menționată în contractul pe care ni se dă spre semnare. În acea ședință pe care am avut-o personal cu 5-6 membri din reprezentanței clubului, printre care și domnul Albu, pentru că era șeful de structură sportivă, am reușit să conving prin argumente
Cred că a durat vreo oră și ceva acea întâlnire, pentru că cei de la structură sportivă, reprezentant fiind domnul Albu, au avut o cerere să mi se diminueze salariul pentru că am doar 17 sportive. Era singurul criteriu și singurul motiv existent pe acea hârtie. Doar și 17 sportive? Da, doar 17 sportive. Gimnastica ritmică în România este un sport individual. Exact. Deci eu sunt un singur antrenor pentru un sport individual. Grupa mea de performanță ar trebui să aibă maxim 8-9 sportive și așa este mult. Pentru că timpul pe care îl avem este insuficient pentru a te ocupa de fiecare gimnastă în parte. Fiecare gimnastă este cu exercițiul ei. Fiecare gimnastă are exercițiul ei, durează un minut și jumătate. Doar exercițiul, pe urmă corectările și ce urmează. Au între 2 și 4 exerciții în funcție de vârstă. Deci într-un antrenament, în afară de pregătirea pe care o avem la începutul antrenamentului, la sfârșit, pregătirea fizică, efectiv repetarea acestor integrale, în 2 ore reușesc să fac vreo 2 integrale de copil, ceea ce este foarte puțin. Care a fost concluzia acestei comisii după o oră jumate de argumentare din partea dumneavoastră? Păi, după o oră și jumătate de argumentări, comisia a decis să-mi păstreze nivelul salariului. Și tot anul 2023 am avut același salariu. Bun. Ce s-a întâmplat? Anul acesta nu s-a mai organizat nicio comisie și mi s-a pus în față un contract de 2500 brut în care se specifica că suma s-a stabilit în urma unei comisii de negociere. Comisia nu a existat. Și am înțeles, eu am făcut obiecțiune asupra acelui contract și mi-au dat răspuns ulterior, pentru că a durat o lună de zile termenul legal să-mi dea răspuns, nu s-au grăbit să rezolve situația. Și mi-au spus că nu sunt bani, că nu le-a aprobat întreg bugetul pe care l-au solicitat și că atâta poate să-mi ofere, 2500. Același lucru l-ați pățit dumneavoastră cu Sabina în aceeași perioadă? Da. Vi s-a, da. Mi s-a propus, înmânat un contract să-l semnați? Mi s-a propus o sumă la jumătatea celei pe care o lua fiica mea și nu am acceptat. Când s-a întâmplat deci, asta? La gimnastică ritmică în aprilie. Avem următoarele cheltuieli. Salariul antrenorului, salariul coregrafului și 2 contracte. Contractul Sabinei și contractul Anisiei, fetele care sunt în lotul național. Că acestea sunt toate cheltuielile pe care le au cu secția de gimnastică ritmică în ceea ce privește... Și oricum sunt sume modeste. Fetele luau sume modeste. Nu erau plătite ca alți sportivi ai clubului și nici n-am cerut. Numai că acum chiar mi se pare... strigător la cer să înjumătățește o sumă deja mică, în condițiile în care noi n-am spus niciodată nimic, pentru că suma era mică oricum. În acea evaluare au încercat să spună că sunt că neprofesionistă, că nu vin la antrenament la timp, fără să verifice rapoartele de activitate pe care eu le trimit și... ca responsabil pentru activitatea gimnastelor, eu am solicitat 4 ore în sala Doroftei de antrenament, rezervate activității noastre. Dar aceste Doroftei, care este ACSM-ul. Da, este ACSM-ul. Deci nu da. Se plătește chirie. Nu se plătește chirie și ne antrenăm în același timp cu celelalte secții, mai ales jocuri sportive, handbalul. Avem un banner care desparte suprafața noastră unde încape exact un covor. Iar în partea cealaltă se desfășoară antrenamentele de handbal care sunt zgomotoase. Și să zic, chiar eu am nevoie de liniște. Aveți cum să rulați un fond sonor? Aveți cum să... Păi, trebuie să-l... Cred că și ceilalți sportivi de la alt sport sunt deranjați de... Se deranjează reciproc, nu intenționat, bineînțeles, da. Asta e situația. Sunt condițiile, am înțeles. Da. Și în condițiile acestea vi s-a propus diminuarea salariului. Atât la Sabina, cât și la dumneavoastră. Da, și să continui ideea,
au încercat să spună că eu nu vin la antrenamente și că nu văd de treabă, fără să citească și să verifice raportul de activitate pe care îl dăm lunar și programul de antrenament, în care cele 4 ore au fost împărțite de mine, responsabilul activității, astfel, în prima parte, fetele veneau și stăteau cu coregrafa secției și începeau încălzirea, după care eu ajungeam pe la 5 fără 20, chiar 5, și continuam pregătirea specifică de gimnastică ritmică. Eram două persoane în cadrul acestei secții și ne-am împărțit sarcinile. Este ulterior, de când am rămas fără doamna coregraf, am redus cu o jumătate de oră antrenamentele și i-am anunțat că voi avea antrenamente de la 16:30 la ora 8. Lucru care tot așa nu le-a convenit, dar salariul era Oricum caută motive maxim. Să nu le convină nimic. Deci caută motive într-una. De atunci nu mai... Mi-au făcut verificări la început de antrenament. Fărțuire doamna pe Lia, față. Ilie venea cu o hârtie și îmi număra sportivele în sală să vadă câte gimnaste sunt prezente. Și în prezența doamnei coregraf, că dânsa era la momentul respectiv în sală. Dar toate lucrurile astea au fost făcute intenționat, premeditat, ca să aibă dovezi că eu nu sunt la antrenament la ora 4. Dar nici nu eram obligată să fiu de la ora 4. În contractul nostru nu există un program clar de o oră, două, trei, patru, cinci, șase, fiecare în funcție de necesități. Bună, și eu eram responsabilă și am fost responsabilă de această activitate și de felul în care îmi desfășor programul de antrenament de 14 ani de zile. Doar acum s-a întâmplat. Și rezultatele decât sunt, cu această evident, conducere. Adică, da. Dar de unde vânătoarea asta de vrăjitoare? Pentru că dacă stăm să... Dar nici noi nu știm de unde vânătoarea. Nu știm pe cine am deranjat. Probabil că un om important și cu putere din cadrul primăriei, din nu știu de unde. Eu pot să spun că e răutate. Atât. Răutate. Da, dar totul este făcut subiectiv. Atâta timp cât tu nu ai niște reguli, niște proceduri clare prin care ești evaluat, cum am mai spus, prin care ești contactat să, și doresc să aibă o colaborare cu tine. Nu, fiecare după bunul plac. Așa cum am spus, dacă suntem prieteni și suntem în grațiile lor, putem avea un salariu mare, frumos, nu contează experiența, studiile, rezultatele și așa mai departe. Dacă nu ne agrează, mă mir că mi-a oferit și minimul. Adică salariile la CSM și structura, funcțiile sunt destul de bune, să spunem, per total. Ce pentru se cine? Întâmplă? Da, adevărat. Dar nu pentru doamna Simona, care are în spate o calificare la Jocurile Olimpice de tineret. Și nici nu trebuia, din punctul meu de vedere, și nici nu e vorba despre copilul meu. Eu privesc obiectiv. O antrenoare care are în spate o calificare la Jocurile Olimpice de tineret, olimpice, mi se pare... Deci nu se poate. Și nu e vorba de copilul meu. La calificare și am obținut calificarea și ne-am dus și la Olimpiada de tineret. Ceea ce pentru România este... Da, pentru România, wow, și pentru județul Prahova și pentru orașul Ploiești. Asta mă nedumerește pe mine. Pentru este că okay. Banii din acest club sunt bani publici, din taxe și impozite. Banii noștri, ai tuturor. Și chiar nu s-a exagerat cu cheltuielile. Întotdeauna au fost foarte atente să nu risipească. Vă spun la secția noastră, cu mâna pe inimă. Da. Nu deci, știu ce se chiar, întâmplă la celelalte. Chiar au fost atente și întotdeauna au luptat pentru fetițele noastre și nu e ok, pentru că nu au făcut risipă. Au fost foarte atente să nu exagereze, să nu cheltuiască prea mult, să fie bine, am lăsat capul jos. Mereu. Acum este prea strigător la cer. Deci au fost o serie de acțiuni premeditate, pentru că în momentul în care te lasă fără antrenor la inițiere, știu că ți se va diminua numărul de sportive, iar la evaluare sunt trase la răspundere că am mai puține sportive. Și multe altele care le-au făcut intenționat și după aia ți le pun în cârcă. Nu mi se aprobă competiții,
Și pe urmă sunt depunctată că nu am rezultate. Și participări la competiții. Păi da, și participări la competiții. Se aprobă referate, cum să participăm? Și cu toate că avem rezultate și, și pentru anul 2023, rezultate la campionatele naționale, la categoria senioare, cu Sabina Enache și cu Drăgan Anisia, care au luat medalie și pe echipe, și la individual, și pe obiecte, nu contează. Știm, noi am scris de fiecare dată felicitări că totuși în condițiile astea. Și celelalte sportive au medalii. Atât mai mici, la cele mai mici. Da, atât la campionatele naționale, cât și la celelalte competiții la care am participat. Și competițiile noastre le număr pe degetele de la o mână. Anul trecut cred că am avut 5 competiții. 3 campionate naționale, pentru că sunt organizate pe diferite vârste, și încă 2 sau 3 competiții ulterioare. Înțeles. 5 competiții, nu plecăm la turnee, tur-retur, cheltuielile cu secția de gimnastică ritmică nu sunt atât de mari. Plus că știu că sunt părinți care se descurcă pe cont propriu când e vorba să plece. Ha, chiar am avut anul ăsta. Da, bineînțeles. Am cerșit, ca să zic așa, în stânga, în dreapta. Pentru că nu ne-au aprobat competițiile de nivel internațional, cu toate că am buget la deplasări internaționale, a trebuit să căutăm finanțări și prin asociația noastră pe care o avem, i-am plătit. Bine că aveți. Cea mai mare parte a competițiilor, inclusiv printr-o sponsorizare obținută de mama Sabinei, am reușit să susținem acest copil care a ajuns la un anumit nivel și care trebuie susținut, pentru că federația nu are bani pentru toate gimnastele, mai ales că este un an olimpic. E o federație mică, bugetată tot european. Așa, mai puțin? Da. Și care este situația la club în prezent? Acum. Deci vi s-au pus aceste contracte pe masă. Nu le-ați semnat. Cum încasați banii? Deci nu pe 8 aprilie, cu toate că contractul nostru a expirat... Contractele au expirat la 31 martie. Pe 8 aprilie am fost chemată să semnez acest contract. Și nu am fost de acord, am cerut o copie a acelui contract. Mi-a făcut o copie Xerox, că mi-a spus că mi-au dat un draft spre analiză, nu că era chiar contractul pe care trebuia să-l semnez, un contract neînregistrat și nesemnat de nimeni din club. Așa se oferă contractele la semnare cu colaboratorii. Este un draft, tu-l semnezi și pe urmă el trece pe partea cealaltă să-l semneze conducerea și bine că ați obținut o copie, nu ne-a dat. Da, am cerut și am făcut obiecțiunea asupra lui și am întrebat de ce această sumă. Apoi am aflat că a existat acea evaluare, am contestat și evaluarea și până în momentul de față nu am niciun răspuns. Iar eu nu am fost plătită pe luna aprilie că nu am contract și ce m-a uimit foarte tare a fost întâmplarea de miercuri când domnul director le-a transmis părinților să rămână să discutăm la începutul antrenamentului. Spontan, da. Și am anunțat să vină mai mulți părinți, că nu toate fetițele vin cu părinții la început de antrenament. Și spre uimirea mea, discuția a fost organizată doar pentru a vă informa. A ne informa că eu nu am contract în momentul de față și pentru că îmi desfășor activitatea în continuare în sală, dânsul nu vrea să fie responsabil pentru ce s-ar putea întâmpla în timpul antrenamentelor. Cu alte cuvinte, face aceeași chestie pe care a făcut-o la sfârșitul anului trecut. Deci cu alte cuvinte, n-a încercat să găsească soluții pentru această secție și pentru mine ca antrenor, unicul antrenor. A încercat doar să se disculpe în cazul în care s-ar putea întâmpla ceva în timpul antrenamentelor. Și probabil că va continua. Ce suntem în luna mai, contractele erau doar pe 2 luni. Noile contracte cu aceste sume erau doar pe 2 luni, pentru că au zis că de la 1 iunie s-ar putea să nu mai aibă bani deloc și să nu mai existăm.
cu toate că Comisia de Monitorizare Sportivă a spus că bani sunt. Unde? Da, la ședință Comisia ne-a făcut precizarea că toate instituțiile au fost bugetate până în luna iulie. Și că suma pe care a primit-o Clubul Sportiv Municipal a fost aceeași ca și anul trecut. Da, și mai ales că se expirau contractele celor care aveau existența noastră, mii de euro. Ar fi trebuit să fie străini care... Doar că modul în care îi direcționează aparține exclusiv conducerii. Este discreționar. Discreționară și aparține exclusiv conducerii. Deci ei hotărăsc cum împart banii pe care îi au. Bani și-au hotărât, bineînțeles, și-au hotărât ca pentru secția de gimnastică ritmică să fie la minim. Ce aveți de gând să faceți în continuare? Eu o să particip în continuare la antrenamente și neplătită. Nu asta este problema, pentru că dacă aș renunța ar însemna să-mi bat joc de munca mea de atâția ani și de munca sportivelor mele și de părinții acestora care îi susțin și fac eforturi și să-i aducă la antrenamente la timp. Este un efort. Da, așa e. Și părinții le cumpără costume de gimnastică. Nu cred că anul trecut am reușit să cumpăr un costum pe banii clubului și am reușit anul acesta, după un an de zile, să achit un alt costum printr-o sponsorizare obținută de o mămică. Dar sponsorizarea a fost făcută pe club. Și a durat cam un an și ceva ca să pot să achit un acel costum. Da. Și obiectele? Obiectele le avem din proiectele pe care le-am derulat și, slavă Domnului, momentan suntem ok. Au mai cumpărat și părinții, pentru că în momentul în care îi realizez un exercițiu unei fetițe, are o anumită muzică, îi trebuie un anumit costum, obiectul trebuie să se asorteze și așa se întâmplă pentru toate cele patru exercițiile. Iar părinții au cumpărat costume și costumele sunt destul de costisitoare. 400 și ceva de euro. 500 și 500, ceva. 500 și... Depinde de costum. Sunt sacrificii pe care le facem și nu am bătut cu pumnul în masă, dar așteptăm măcar respect. Asta zic, nu ne-am plâns, da. Respect și... Acum e prea de tot. E prea de tot ce fac. Da, nu se poate să fie chiar atât de răi. Pur și simplu n-au un motiv. N-au niciun motiv. Că nu ne-am plâns și am încercat să ne descurcăm. N-au motiv întemeiat doar pentru că așa și am cerut, mi s-a dat puținul. Și asta tot din puținul. Toată concluzia. Demersuri legale. Aveți de gând să faceți? Da. Bineînțeles. O să ne interesăm să vedem eu deja tot am ce început, putem face. N-o să mai... O să facem tot ce se poate face. Fiindcă nu e corect. Da, să iei puținul pe care l-au niște copii. Atâta timp cât nu au o regulă clară. Ai studiile respective, ai experiența asta, ai câștigat 3 medalii, 5, 10, să știi unde te situezi. Este abuz. În baremul pe care l-au făcut. Nu după bunul plac al persoanelor stabilim suma pe care o meriți. Deci dacă nici cu rezultate nu merit o sumă mai mare, fără rezultate, probabil că nici nu mai existam. Da. Și dacă nu ești susținut și nu ai parte de susținerea lor, nici rezultate nu vei putea avea. Ei nu susțin, vor rezultate, dar îți cer în schimb lucruri. N-ai cum să mergi la competiții, cum să ai un rezultat dacă nu participi? Și după aia îți spune, păi da, n-ai avut rezultate. Păi dacă nu mi-ai dat să merg la competiții, cum? Că nu toți părinții își permit să-și trimită copilul la competiții. Sunt părinți și sunt familii cu o situație destul de delicată. Dar nu poți să fii evaluat și să ți se scadă puncte dacă ție nu ți s-a permis să mergi la competiții. Da, e aiurea. Este total absurd. Este făcută premeditat totul ca să... Deci nu e... CSM Ploiești este club sportiv în administrarea primăriei Ploiești. Toate numirile vin de acolo, de la primărie. Da. Tot ceea ce înseamnă conducere, tot ceea ce înseamnă practic decizia în ceea ce privește secția de gimnastică ritmică. Corect? Și toate celelalte, probabil. Părinții au fost la domnul primar acum ceva timp. Domnul primar a spus că
va... Acum ceva timp, în mandatul acesta? În aprilie. Nu, acum în aprilie, de când cu toată discuția care după s-a creat și ședința toate evenimentele respective. Comisia de monitorizare, domnul primar, se promit lucruri, spun că vor încerca să rezolve cât mai frumos cu putință, dar deci de în această comisie, deși s-a demontat cumva și evaluarea mea și tot ce s-a întâmplat, domnul director a căutat să le dea să-i dea soluții comisia, nu să găsească dânsul. Bineînțeles, comisia nu are responsabilitatea asta, dânsul este cel care trebuie să găsească soluții. Știu, comisia e cerut demisia. Da, i s-a recomandat printre ce altele, să facă, da. Și dumnealui, mă scuzați că spun, dar bătea apa în piuă. I-a recomandat și să împună la îndemână evaluarea respectivă în ziua respectivă. Am primit-o la 9 zile distanță, în momentul în care eu eram plecată la un curs în Praga și ei știau lucrul ăsta. Pentru că eu trebuia să fac o contestație și înscris a acelei evaluări. Și aveați un termen. Normal ar fi să existe o decizie, o comisie de evaluare, o comisie de contestație, dar nu există nimic de genul acesta. Și în continuare, domnul director a spus că eu nu am semnat contractul și că aceea este suma pe care Da. De ce n-ați semnat contractul? Pentru ați contestat că nu am fost suma, da? Am contestat contractul, am contestat suma și mă aștept încă răspuns. Mai am o lună de zile. Am înțeles. Ce vi s-a spus când ați fost dumneavoastră părinții? Când ați fost la domnul primar? Acum, da, la domnul primar, aceleași lucruri pe care le repetă și domnul director. Că au tăiat spate consilierii bugetul. Da, deși că nu au cerut, dânsului, da, au aruncat... bagă, și să găsească ne comisia... bagă în războiul ăsta al partidelor, cu toate că nu ar trebui să ne implice pe noi în problemele astea și mai ales că bugetul e același ca la începutul anului 2023. Dumnealor au cerut mai mult, ne tot atrag în capcana asta a bugetului ca să aibă o scuză. Dar bugetul este. Deci dar bugetul este, clar, este același. Aprobat, e numai același. Că eu, dumnealor au cerut bani mai mult. Din momentul în care majoritatea și-au păstrat contractele la același nivel, nu știu dacă au fost și crescute la unii, și doar câteva persoane au diminuarea contractului, este echitabil? Nu avem bani pentru toată lumea sau nu avem bani pentru voi? Sau nu vrem să vă dăm vouă? Au mai fost făcute angajări între timp, poate, sau... Nu cunosc detalii, dar... Și la sfârșitul acestei luni expiră contractele sportivilor care iau 1000 de euro. Deci puteau să găsească portițe. Eu n-am nimic cu copiii respectivi, Doamne ferește, nu mă interesează. Dar contractele le expiră. De ce bagă scuza asta că nu sunt bani din moment ce de la 1 iunie banii aceia nu vor mai fi plătiți? Și e vorba de niște sume. Fii mea nu ia nici în 15 ani banii aia pe care un sportiv străin îi lua într-o lună. Nu este ok. Este, Doamne ferește, n-am cerut. Dar nu poți să-ți bați joc așa pe față. Ba da, trebuie să cereți. Nu, vreau să zic că nu ne-am plâns. Asta spun, că noi nu ne-am plâns. Ne-am mulțumit cu ce aveam, chiar dacă era puțin, și ne-am încadrat în banii aia. Pentru că ne... Nu ne-a convenit. Dar erau... Sabina, în momentul de față, se antrenează la București pentru că au o sală proprie în care se poate antrena la nivelul la care este. Nu poate participa la cupe mondiale antrenându-se în sală la Doroftei, unde antrenez și copii de 7 ani în același timp. Are nevoie de o pregătire dedicată. Da, și acolo și federația celelalte i-a acordat această șansă, însă ea face naveta zilnic. Și are nevoie și de bani pentru această navetă. Și pentru se poate duce gratuit. Și eu nu pot să îi asigur și masă și pe care le am face, dar activitatea mea. Domnul director le-a spus mămicilor că sunt senioare și că pot să plece la alt club dacă nu le convine. Dar nu sunt fotbaliste. Am impresia că totuși suntem la basket și vindem sportivii. Nu când în dreapta, așa, când în stânga. Nu, este sportiva secției noastre și aici va rămâne. Și aici a început.
Da, și toate sportivele și... cluburilor municipale și de la Iași și de la Reșița și, de la și din alte orașe, aceeași regulă se păstrează. Sunt centralizate la lot, cine este centralizat și rămâne practic sportivul orașului respectiv și se antrenează la lot. Dar nu, niciodată nu s-au dus sportivele să facă parte din... Da, nu știu, mie mi se pare... Nu, da, nu au o explicație pertinentă, pur și simplu sunt foarte răi și consideră că vor să desființeze... Ce este, ce este mai grav este că suntem în plină desfășurare, în plină pregătire a campionatului național, care se va desfășura în luna iunie, și noi avem incertitudinea acestei participări, pentru că eu, neavând contract, nu pot să fac referat de participare. Practic nu sunteți antrenor. Da, practic nu sunt antrenor. Practic secția nu are antrenor. Nu să țină cont de referatul meu, pentru că nu am contract. Și fetele riscă să nu participe la această competiție. Și mă întreb de ce nu găsesc o soluție. Am înțeleg că nu sunt bani. Și poate nu reușesc să-mi păstreze suma la nivelul la care era. Un nivel decent. Dar în niciun caz nu o să accept să mi se ofere minimul din barem pe care l-am avut probabil la începutul colaborării mele cu acest club. Acum 15 ani. Da. L-ați avut. Deci de acum 15 ani și până acum eu cred că s-au schimbat foarte multe. Iar ceea ce suma la care am ajuns în prezent, nu mi-am cerut-o singură, nu mi-am dat-o singură. Au existat oameni în conducerea clubului la momentele respective, care, observând rezultatele pe care le avem, mi-au oferit această sumă. O sumă frumoasă, nu spun că nu era. Dar de ce această conducere sugerează că nu o merit? Și de ce vehiculează și prin tot felul de... Despre ce sumă evenimente? Net. 5.000 de lei. 5.000 de lei. Deci nu era chiar așa mare. 5.000 de lei net. Mi se pare dumneavoastră că sunteți modestă. 5.000 de lei net, care a fost și diminuată datorită impozitării diferite care s-a făcut în ultima perioadă. Erau vreo 4.800 în ultimul rând. Deci asta este suma pe care o luam. Și au încercat să facă comparații între mine și alți antrenori, domnul Titi Tudor sau doamna Tamara Costache. Dar de ce? Sunt sporturi diferite. Sunt secții diferite. Am toate studiile necesare. Am experiență, am rezultate. La ce nivel sunt comparată cu ceilalți antrenori? Ca performanțe sportive individuale? Sau ca antrenor la secția respectivă? Dar n-ar trebui să existe comparații între antrenori. Fiecare activitate sportivă are specificul ei. Și să merge pe rezultatele sportivilor, nu pe rezultatele antrenorilor. Nu, niciodată nu îi apreciem și rezultatele. Că nu suntem doar cu gimnastica rimică. Eu iubesc sportul în orice formă. Doamna Roxana, îmi spuneați că marți mergeți în audiență. Da, o să mergem iar în audiență. Unde mergeți în audiență? La primărie, la domnul primar. Și ce aveți de gând? Multe. Mergeți dumneavoastră singură? Sau? Nu, mergem cu... Nu, grupul de părinți. Grupul de părinți, mergem împreună, părinții care părinții pot veni. De la gimnastică ritmică. Da, care sunt afectați de această nesiguranță. Pentru că au investit în copiii lor, au cumpărat costume și timp, și riscă să nu participe la un campionat național pentru că conducerea nu găsește soluții. Ce sperați în urma audienței de la domnul primar Volosevici? Eu sper să se îmbuneze, pentru că nu are motive clare. Nu are motive clare și nu consider că este vorba despre o sumă foarte mare, mai ales că noi o lună de zile, doamna Simona și fata mea nu și-au luat și nu au cum să se dea retroactiv. Pe luna și aprilie că ar putea să s-au făcut economie cu secția de ritmică, da. Nu s-a plătit niciun leu. Niciun leu. Deci, la niciun contract. Și nu numai în luna aprilie și mai,
ci și de la începutul anului, fiindcă nicio competiție nu a fost plătită fiicei mele. Toate competițiile au fost plătite cu ajutorul acestei asociații pe care, slavă Domnului, că au avut-o, pentru că un copil, indiferent de sportul pe care îl practică, are nevoie să se pună în valoare și să aibă experiența sportivă, competițională. Are nevoie de a se maturiza în concursuri. Nu poți să crești fără experiență competițională. E ca și când ai face o activitate... La noi o mică greșeală din cauza emoțiilor te poate duce la coada clasamentului. A, pentru că asta este nevoie de multe competiții și de maturitate. Ce puteți să-mi spuneți despre participarea la campionatul național din luna iunie? Că știu că sunt ceva probleme acolo. Da, sunt două motive pentru care nu știu dacă vom participa. Unul pentru că nu am contract și nu pot realiza acel referat de participare la competiție, nu mi se va aproba. Iar în al doilea rând avem amenzi neplătite din cauza lipsei arbitrului foarte mari, de peste 5.000 de lei și riscăm să nu fim primite în competiție. Pentru că nu s-au achitat nici în momentul de față. Noi avem disponibil un arbitru. Bineînțeles, câțiva în toată țara. Este disponibilă doamna și vrea să ne ajute, dar pentru că nu se dorește și clubul nu vrea să încheie un contract de voluntariat, nu ne poate reprezenta și preferă să acumulăm amenzi decât să... Și să riscăm să nu participăm la campionatele naționale. Da, dar este... o atitudine eronată, strigător la cer și persistă de cel puțin un an de zile. Și nu avem nicio justificare obiectivă și clară pentru care nu se dorește. Dacă dânsii găsesc alt arbitru, dar au căutat și se pare că nu s-a rezolvat nimic. Să găsească, din moment ce sunt 4-5 în toată țara, n-au cum să găsească. Nu, vine nimeni. 4-5 arbitri internaționali. Internaționali, da. Dar fiecare arbitru este pentru clubul lui. Nu vin să... Păi n-au cum să... Nu sunt plătite. Nu le convine să acumuleze amenzi. În momentul în care te duci arbitru la alt club, automat... orașul respectiv rămâne fără arbitru și acumulează ceilalți amenzi. Curioasă dacă vor găsi un alt arbitru, îi vor propune o sumă de bani? Pentru că doamna venea voluntar și nu doamna agrează. Da, venea cu titlul gratuit. De plus când că nu primesc sume și în urma dânsa arbitrajului. Dânsa a demarat înființarea secției. Este, știu că îi se datorează. Este inițiativa dânsei. Dânsa a... Da, noi și încă nu venisem. A venit zi de zi în sala de gimnastică ritmică a clubului și a pus osul la treabă. Și acum nu mai și dacă sunt, dacă suntem unde suntem în momentul de față ca rezultate, îi se datorează și dânsei. Am format o echipă și am colaborat foarte bine. Și am nevoie de viziunea unui arbitru în timpul antrenamentelor mele. Mai ales că are și experiență. Este un arbitru bun. Iar federația o trimite la campionate de un alt nivel să arbitreze. Pentru România. Este de neînțeles. Bun. Ținem legătura. Suntem foarte curioși să vedem ce se stabilește în urma audienței de marți. Să ne țineți la curent. Mulțumim mult de tot că ați venit. Și noi vă mulțumim. Și vă susținem cu tot ce putem. Secția de gimnastică ritmică de la CSM Ploiești chiar trebuie să meargă mai departe și în condiții umane, nu așa cum vi s-a propus în ultima perioadă. Măcar cum era să fie. Îmi pare rău că suntem nevoite nu să este ok. Apărăm măcar cum era, n-am cerut. Și să ne spunem problemele care ar fi trebuit rezolvate în interiorul clubului și să dea dovadă de susținere și pentru gimnastica ritmică, că este o secție în cadrul clubului. Corect. Mulțumim mult încă o dată, succes și ținem legătura. Mulțumim și noi.